Ora de Cultură cu Maria Bulat Saharneanu. Fără steag de cultură, poporul e o gloată, nu o oaste. Nicolae Iorga. Bine vă regăsesc, dragi radioascultători! Am pregătit și pentru această ediție a emisiunii Ora de Cultură, la fel ca și pentru toate celelalte, mai multe subiecte deosebit de interesante, care nu doar ne vor reconforta, dar vor adăuga și bagajului nostru de cunoaștere. Ori se știe, o spun oamenii versați, cunoașterea este durata de viață a minții sau cunoașterea este prin ea însăși putere și calea spre adevăr. În acest fel, orice cunoaștere ne poate prinde bine mai devreme sau mai târziu, nefiind niciodată de prisos în viața fiecărui om. Iar astăzi, în această ediție, vom cunoaște cine a fost Constantin Rădulescu Mutru, filosoful identității românești, expoziția care îi poartă numele aflându-se deja pe site-ul icr.ro și pe pagina de Facebook a Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, vom afla ce a creat prolificul compozitor Paul Constantinescu, membru corespondent al Academiei Române, ce a lăsat omenirii poetul, prozatorul și umanistul italian Francesco Petrarca, dar îi vom zice la mulți ani și maestrului Vasile Iovu, primul naist profesionist din stânga Prutului și primul profesor de nai, care în data de 24 iulie curent a împlinit frumoasa vârstă de 70 de ani. Să ne trăiți, maestre, fără a uita să ascultăm cu această ocazie o piesă interpretată de domnia sa la miracolosul său nai, dar și o lucrare de compozitorul Paul Constantinescu, născut în luna iulie, acum mai bine de 100 de ani. Vă doresc audiție plăcută! Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău. Noutăți, evenimente, activități. Estimate domnule academician Valeriu Matei, ICR Mihai Eminescu la Chișinău anunță o nouă expoziție online cu genericul Constantin Rădulescu Mutru, filosof al identității românești, și aș vrea să le spuneți radioascultătorilor noștri despre ce este vorba. Este o expoziție consacrată unuia dintre creatorii de sistem filozofic în cultura românească, Constantin Rădulescu Mutru, un filozof, un psiholog distins, un dramaturg și eseist, memorialist și om politic, membru al Academiei Române, președintele Academiei Române în perioada 1938-1941. Deci Constantin Rădulescu Mutru, care se năștea la 2 februarie 1868 la Butoiești, în județul Mehedinți, și trecea la cele veșnice la 4 martie 1957 la București, era fiul Iustine, născută Butoi, și al lui Radu Popescu, tatăl său fiind Rădulescu, așa cum îl chema pe bunic cu său, care a fost luptător în mișcarea lui Tudor Vladimirescu, Constantin Rădulescu din Cărbunești, dar fiind refugiat după persecuțiile asupra revoluționarilor, se retrăsese la mănăstirea Gura Motrului, unde starețul Eufrosim Poteca, cunoscut în epocă ca unul din cărturarii și oamenii de inițiativă în societatea românească de atunci, îl pregătește pentru misiunea de preot în satul Butoiești, schimbându-i numele în Popescu pentru ca să nu fie reprimat, bineînțeles. Constantin Popescu își va lua numele de Rădulescu înapoi și va adăuga și numele de Mutru după mănăstirea Mutrului, unde acest strămoș al său e Poteca și făcuse serviciu. Se prospine că Eufrosim Poteca era de fapt tatălui Constantin Rădulescu, tatăl său, deci a avut grijă de el ca să își poată reface viața după participare în evenimentele tumultoase anului 1821 contra Imperiul Otoman pentru eliberarea țării românești. Bunicul după mamă, Ion Butoi, era comis
domnesc și era proprietarul unei mari moșii la Butoiești, care a rămas mamei lui Constantin Rădulescu. Dar mama lui Constantin Rădulescu, motul viitulozof, moare la câteva zile după nașterea sa, astfel că moșia mare a mamei va rămâne lui, bunicul său, va avea grijă de moșie, dar veniturile de la această moșie îl vor ajuta pe el să își facă studii bune la Craiova, unde face liceul Carol I, apoi la Facultatea de Drept, pe care o absolvește în timp de 3 ani de zile până la 20 de ani și la 21 de ani absolvește și a doua facultate de litere și filosofie și în vara acelui așa an merge împreună cu Titu Maiorescu, criticul eseistul de care am vorbit în unele din emisiunile trecute, o personalitate eminentă a veacului al XIX-lea în Austria, Germania și Elveția, îl însoțește pe acesta, dar scopul său era să cunoască universitățile, mediile culturale și științifice germane, austriece, elveții. Constantin, care îi avuse ca profesor pe Dimitrescu Iași, pe Bogdan Perceicu Așdeu, pe Vea Urechea, pe Grigori Tocelescu la București, el vroia să continue studiile și timp de un an de zile studiază la școala practică de înalte studii de la Paris, apoi trece cu studiile sale timp de un an de zile la München, unde îl are ca profesor pe Karl Strumpf, un cunoscut profesor de filozofie, pleacă apoi la Leipzig, unde va lucra în laboratorul filosofului și psihologului Wilhelm Wundt și unde va pregăti și teza sa de doctorat pe care o va susține în 1893. Se întoarce apoi în țară și inițial are doar o funcție de bibliotecar la fundația creată de regele Carol I la București, la Universitatea Bucureșteană, dar din 93 și începe și activitatea sa pedagogică, începe să publice în convorbirile literare la îndemnul lui Titu Maiorescu și sigur că practică o perioadă și avocația și deci dreptul, fiindcă era specialist și în drept, dar tot se concentrează asupra studiilor sale de filosofie, este asistent universitar, lector și face și carieră universitară. Se căsătorește la București la vârsta de 30 de ani cu Cizela Popescu, o soție devotată, dar care va muri urmarea unei boli incurabile în 1920. Din cauza ei, Rădulescu Motul rămâne în București, nu pleacă în evacuare la Iași, atunci când trupele lui Mackensen, în trupele germane, ocupă București. De aici vine nenorocirea sa, fiindcă el este luat ostatic. Nemții bulgarii care ocupaseră București iau ostatici personalități ale culturii vieții publice românești pentru a forța guvernul de la Iași pe regele Carol I să elibereze prizonierii ostași și nemții nimeriți în prizonierat. Și dat fiind că la început nu se ajunge la un acord, el este ținut întâi la București, apoi este ținut aproape de Dunăre, apoi este dus în satul Troian în Bulgaria, trăiește vremuri cumplite, vremuri în care profesorul este ostatic, dar lucrează la o carte de filozofie, lucrează, continuă să lucreze. Vremurile pe care le traversează sunt unele dintre cele mai oribile. El scrie că nu-i va dori neam din neamul său să treacă prin încercările pe care a trecut el ostatic și zice, am să-l rog pe Dumnezeu ca așa zile, ca cele trăite de mine pe timpul ocupației străine, în 16-17, să nu ajungă să trăiască nici neam din neamul meu. Sigur, este eliberat în sfârșit atunci când o parte din prizonierii nemți sunt eliberați din zona Moldovei, revine la București, nu-și mai poate salva soția care trece la cele veșnice, își reia cu greu activitatea la universitate pentru că aflarea sa în prizonierat este interpretată de unii ca o colaborare. Trupele de ocupație germane se găsesc fel de fel de provocatori. Trece o perioadă de reabilitare și se reabilitează, demonstrează că el a rămas totdeauna credincioși, vă dați seama de sentimentele trecute. Existau și pe atunci extremiști și calomniatori de toată mâna, astfel că profesorul Rădulescu Motru demonstrează că el și-a păstrat fidelitatea țării neamului, fiindcă îi se imputa că i-a îndemnat pe colegi să rămâie pe loc, fiindcă nemții sunt civilizați, să nu se evacueze, adică atunci când București era ocupat. Lucru pe care el nu l-a făcut și le răspunde foarte franc, că n-am îndemnat pe nimeni vreodată. Că s-a pus în slujba nemților, el fiind arestat și luat ostatic, s-a pus în slujba lor lucruri care erau desigur aberante, el va fi reabilitat pe bună dreptate și își va ocupa dreptat funcțiile, dar inițial întristat de cele ce se întâmplă, el nu candidează nici cel puțin la funcție de decan la Universitatea din București, refuză propunerile care îi se fac, rămâne simplu profesor, își scrie în continuare cărțile. Practic, sistemul său filozofic se va constitui în două etape, de la 1893 când începe primele publicații și el este primul dintre filozofii noștri care aduce filozofia în presa cotidiană. De lângă faptul că întremeiază studii filozofice, care va deveni revista de filozofie existentă și până astăzi, el este întemeitorul revistei de filozofie în jurul căreia se va forma și Societatea Română de Filozofie, revistă și până în prezent este fondatorul
acestuia și până la 1927, când îi apare lucrarea sa fundamentală, Personalismul energetic, cea în care și pune, practic, pentru prima dată ad integrum un sistem filozofic al său, un sistem filozofic aparte, care ia prin surprindere societatea. Cartea se bucură de succes, dar practic nu apare recenzii, fiindcă nu avea cine să le facă. Ideile sale sunt noi, el face întâi o analiză a stării filozofiei românești, vorbește în trecere de Vasile Conta, de Adexenopol, de alții care au creat sau încercat să creeze sisteme filozofice. Regretă, spre exemplu, că un Titu Maiorescu și-a creat un sistem filozofic de a și avea toată pregătirea și posibilitatea să o facă. Ecoul puternic al cărții e mai ales în cercul de specialiști, dar și în rândul celor mai tineri. El spune că devine maestru, să zic, maestru cugetării, maestru acestor noi generații pentru scurt timp și așa cum menționa în revista Gândirea un tânăr pe atunci, Vasile Băncilă, el face o analiză a acestei lucrări și spune că avem bucuria să descoperim un sistem filozofic închegat, bine așezat, personalismul și acest specific național al sistemelor filozofice de care vorbește Constantin Rădulescu Motru, că orice națiune își percepe sistemele filozofice într-un fel aparte, cele care sunt create în sânul acestei națiuni, că oricât am traduce noi opere filozofice, sisteme filozofice străine, ele tot străine rămân chiar dacă sunt citite în traducere în limba română, că un sistem filozofic trebuie să reflecte și specificul națiunii în rândul căruia acest sistem se ivește. Personalitățile au un rol deosebit și personalismul energetic e caracteristic fiecărei societăți, fiecărei națiuni. E o etapă în care în 27 el își desăvârșește sistemul filozofic și în partea a doua el va lucra tocmai la acest aspect etnic și va da la iveală un șir de lucrări, Constantin Rădulescu Motru devenind filosoful identității naționale românești. Una dintre lucrările sale chiar așa și se va numi Românismul, în care încearcă să dea caracteristica trăsăturilor fundamentale ale poporului român, ajunsurile, calitățile, dar și defectele, de ce nu, da, să le ia în discuție, să le pună pe calități tapet. Calități bune și defecte, e subtitlul, da. Calități bune și defecte, are o lucrare chiar cu acest titlu, alta cu caracterul vocația, spre exemplu, vorbește despre vocație, noi avem vocație, adeseori nu suntem organizați pentru ca această vocație să fie materializată, e vocația ca factor hotărător în cultura popoarelor și în cultura poporului român, sigur că dacă noi talente, vorba lui Mihai Eminescu, avem cuduiumul, caractere mai puține, apoi vine cu această lucrare de care vorbeam eu, Românismul, catechismul unei noi spiritualități, așa și se numește cartea sa și Mircea Eliade, unul dintre cei care va face un articol la apariția acestei cărți în revista Fundațiilor Regale, își primea admirarea că această carte nu se bucură de atenția pe care o merită. Apariția acestui studiu de filozofie politică sau de filozofie istorică a domnului profesor Motru ar trebui să dea prelej de comentarii și riposte de câteva luni în șir. Deci alături de profesorul Iorga Rădulescu Motru este incontestabil omul cel mai viu, cel mai creator și cel mai original al generației de la 1900, spunea Mircea Eliade la apariția acestui volum. Vor urma alte și alte creații ale filozofului Constantin Rădulescu Motru, Psihologia poporului român. Contribuții în psihologie. Și Psihologia poporului român, cartea lui fundamentală, reeditată și recent la Paideia, unde el vine cu idei care sunt îmbrățișate, inclusiv de generațiile mai tinere. El spunea, spre exemplu, să ne iubim neamul, să fim solidari la sacrificii, dar mai înainte de toate să fim fiecare dintre noi cineva. Numai poporul care găsește în finalitatea sa spirituală condiții prielnice pentru munca și dezvoltarea sufletească a majorității membrilor săi, numai acela este sigur de viitor. Poporul cu o finalitate spirituală corcită, în diferite tipuri, este un popor pierdut pentru istoria omenirii. Adică el vedea această continuitate de la rădăcini, de la urmare a unui popor și posibilitatea ca în sânul unui popor, fiecare fiu al acestui popor să se poată dezvolta. Ideile, fiile ele de orice ramură, sunt tot atâtea instrumente prin care se afirmă puterea de viață, zicea el. Așa că nicio idee nu trebuie să fie risipită dacă este o idee bună și o idee productivă. O altă lucrare, deci, în această suită a sa din cea de-a doua parte a activității sale ca filozof, care completează sistemul său filozofic și una, Timp și destin, într-o epocă a anilor 30, când se discuta foarte mult despre destin, el vine cu un punct al său original de vedere în Timp și destin și vorbește despre faptul
factorul timp ca un factor esențial pentru devenirea personală și devenirea colectivă a unei națiuni și destinul, care nu poate fi o fatalitate, ci care poate fi schimbat și poate fi modelat în momentul în care există voință, există suficientă pregătire și există suficientă dorință de realizare și de a transforma datele unui destin în o platformă, dacă vreți, o posibilitate de realizare într-un binele celor mulți. Sigur că a scris multe alte cărți, începând din tinerețe, cu studii despre filozofi, despre Nietzsche, despre Hegel. A făcut analiza filozofiei românești, a mai publicat un alt studiu etnico-românesc, naționalismul, tocmai o noțiune care începea de pe atunci să fie folosită de unii și să-i dea conotații negative, naționalismul fiind sentimentul care a format națiunile moderne, adică naționalismul sănătos fiind egal cu patriotismul, cu iubirea față de popor și nici de cum cu ura față de alte popoare, cu șovinismul sau cu exclusivismul. Deci toate aceste lucrări ale sale, Românismul din 36, Psihologia poporului român din același an, Timp și destin și Etnico-românesc din 1942, vor fi continuate cu Comunitate de origine, limbă, destin, apoi cu Morala personalismului energetic din 46, cu Materialismul și personalismul energetic, pentru că din 1948 Constantin Rădulescu Motru este izolat, este scos din învățământ, este scos din Academia Română, unde era membru, a fost și președintele Academiei, îi se interzice accesul în învățământ, îi se iau toate bunurile, îi se ia moșia din Butoiești, rămâne practic sărac și numai Constantin Parhon, profesorul, intervine și obține ca el să fie, după ce este arestat în 49, să fie reîntors la București și îl ajută să aibă la propriu o bucată de pâine ca să nu moară de foame, fusese condamnat la a muri de foame. Abia în 56 se întrebă ceva, este luat la centru de logică al Academiei Române și el la Academie încadrat cu o leafă, se obține de către Parhon o pensie, dar el moare în anul următor, 1957, trece la cele veșnice. Un destin zbuciumat, un destin al unui om deosebit care a reușit să-și realizeze talentul și potențialul într-un sistem filosofic original și să devină cel mai important filozof al identității naționale a poporului român. Dicționar cultural. Domnule Matei, în luna iulie, în data de 13, în anul 1909 s-a născut Paul Constantinescu, talentat compozitor, membru corespondent al Academiei Române. Și vreau să vă întreb prin ce s-a impus această personalitate cu aptitudine, am înțeles, nu doar în compoziție, dar în mai multe domenii. Da, un compozitor cu talent deosebit, bun profesor, bun dirijor, și-a făcut studiile la Ploiești, apoi la Conservatorul din București. E un produs al profesorilor români, al lui Mihail Jora, Constantin Brăiloiu, Dimitrie Cuclin. Apoi, timp de 2 ani de zile, el și-a perfecționat studiile muzicale la Viena cu Franz Schmidt și Josef Marx la compoziție, doi cunoscuți muzicieni, muzicologi și profesori în acest domeniu. A fost profesor de armonie, contrapunct și compoziție la Academia de Muzică. A compus muzică religioasă, muzică militară. Paul Constantinescu a avut o activitate multilaterală și în calitate violonist, dirijor. A fost profesor 18 ani, a fost dirijor la diferite orchestre simfonice, a întreprins culegeri de folclor, a susținut prelegeri, conferințe, emisiuni de radio și televiziune, a fost și consilier la secția de cinematografie a Ministerului Propagandei Naționale din București și la Radio Difuziunea Română. A făcut muzică pentru teatru liric, pentru Noapte Furtunoasă de Caragiale, pentru Meșterul Manole, pe un libret de Mircea Străinu. A făcut Nuntă în Carpați, un poem coreografic, apoi muzică simfonică, concertele lui pentru pian, pentru orchestră de coarde, pentru vioară și orchestră, pentru harpă, simfonieta, simfonia lui numărul 1, concertul triplu pentru vioară, violoncel și orchestră, simfonia ploieșteană, a făcut muzică vocal-simfonică pe motive de Ion Barbu, Riga Cripto și Lapona Enighel, apoi a făcut patimile și învierea Domnului un oratoriu bizantin de Paște, un alt oratoriu bizantin la nașterea Domnului. A făcut studii muzicale mai multe în stil bizantin pentru vioară și orchestră, sonata bizantină, concert pentru quartet de coarte, era un cunoscător a melosului bizantin și a tradițiilor bizantine. A făcut și muzică corală, Miorița, poem coral, madrigaluri pe versuri de Mihai Eminescu, dar și muzică de film, la filmele O noapte furtunoasă după Ile Caragiale, O scrisoare pierdută, același Caragiale și Moara cu noroc după romanul omonim al lui Ion
slavici. La Ploiești păstrează amintirea, e postmortem cetățean al municipiului și totodată există un concurs național de interpretare și creație muzicală Paul Constantinescu, destinat elevilor, studenților și absolvenților facultăților muzicale. Dar Paul și Filarmonica îmi pare că îi poartă numele. Și Filarmonica din Ploiești este Filarmonica Paul Constantinescu, bineînțeles. Cântec vechi, compozitor Paul Constantinescu, la flaut Ion Bogdan Ștefănescu, la pian Horia Mihail, renumiți maestri ai lumii muzicale românești. Înregistrare din concertul susținut la Vega Hall, Osaka, Japonia, în anul 2016. Thank you.
Dicționar cultural. Domnule Matei, la 20 iulie anul 1304, cu mai bine de 700 de ani în urmă, s-a născut Francesco Petrarca, poet, prozator și umanist italian, un important poet liric al literaturii italiene. Prin ce s-a manifestat această personalitate în epoca în care a trăit? Francesco Petrarca, născut acum 716 ani, a fost unul din ctitorii limbii literare italiene, alături de Dante Alighieri, precursorul său, prietenul tatălui său. Tatăl lui Petrarca era prieten cu Dante Alighieri, se cunoșteau foarte bine, deci nimic întâmplător, și împreună cu Giovanni Boccaccio sunt cei trei corifei pe care se sprijină întemeierea, dacă vreți, statuarea limbii italiene din limbă populară în limbă literară scrisă, prin Divina Comedia lui Dante, prin Canțonierul lui Petrarca, prin Decameronul lui Boccaccio, limba italiană se statuiază și devine o limbă cultă din această magmă barbară, cum era considerat. Sigur, Petrarca, la fel ca și ceilalți corifei pe care am amintit, a scris și în limba latină, limba oficială a literaturii și a bisericii. Atunci a scris mai multe tratate, în special în proză, dar canțonierul său, lucrare de bază fiind scris în italiană, face din Petrarca și petrarchism un curent care a influențat nu doar poezia lirică italiană, ci și lirica europeană și cea mondială, pentru că el era un fin cunoscător al autorilor antichității clasice, a limbii latine, și a știut, având un talent sigur deosebit dat de Dumnezeu, să-și concretizeze lumea sentimentelor și gândurilor sale în texte poetice nemuritoare. El se naște în Arezzo, într-o localitate foarte mică, dar de vreme pleacă la Avignon, pentru că atunci papalitatea trecuse de la Roma la Avignon. Se știe o perioadă foarte confuză, foarte complicată, ce însemna Avignonul pentru acea perioadă, în perioada în care Franța înflorea, în care regii Franței erau foarte puternici, și tatăl său are propunerea unei funcții pe lângă papalitate și pleacă. De aceea Petrarca este trimis la școală, întâi la Montpellier în Franța, apoi la Bologna, unde când încă de la începutul secolului al XIII-lea exista una din cele mai vechi universități ale lumii, dacă nu cea mai veche, ca să studieze dreptul civil. Dar el se întoarce la Avignon și se pune în slujba bisericii, se face cleric, înțelege că astfel are mai mult timp pentru a citi. Era un tânăr dornic de lectură și în 1327 la biserica Saint-Clair o întâlnește pe Laura, cea care va fi iubirea vieții sale, o iubire fierbinte, o iubire la distanță, o iubire platonică. Probabil era Laura de Noves, așa i-ar fi spus în viața reală, o Laura care va muri de vreme, trebuie să spunem, la 19 mai 1348, pentru că era o gravă epidemie atunci de ciumă în multe orașe ale Europei și Laura este răpusă. Ea va veni și va fi eroina lui principală. El debutase, publicase alte poeme, poema Africa, terminată în 1340. El încă în 1341 fusese declarat de un senator, Orso de Aguilera, drept cel mai mare poet, Magnus Poeta Historicus, poet și istoricul, cel mai important, splendidul poet. Face multe călătorii, fiind aici pe lângă papalitate, în diverse țări, Germania, Franța, țările nordice, apoi locuiește o perioadă și la Verona, și la Parma, și la Veneția, și în 1350 se întâlnește cu Giovanni Boccaccio, cu care erau în corespondență de mai multe vreme, dar nu se cunoșteau, și ambii constată că au aceleași afinități, același spectru de interese și mai ales spectrul cultivării și promovării limbii italiene. Către sfârșitul vieții trăiește o perioadă la Milano, este oaspetele unui Visconti, Giovanni Visconti, dintr-o familie celebră, ăsta ajunsese
fusese arhiepiscop al orașului și îl găzduiește. Se refugiază apoi din cauza unei epidemii de ciumă la Padova și moare, își găsește sfârșitul la vârsta de 70 de ani, la 19 iulie 1374. Versuri a scris și în limba latină, spuneam, de poemul Africa de Carmen Bucolicum, de epistemetrice, a scris lucrări în proză numeroase, dar canțonierul său, majoritatea versurilor sunt sonete, dar și setine, sunt balade, sunt madrigale. Multe din aceste sonete, grație armoniilor, vor fi puse pe muzică și se vor cânta, mai ales compozitorul Claudio Monteverde a făcut o suită întreagă de madrigale. Haideți să încheiem cu un sonet din canțonierul lui Petrarca în traducerea Etei Boieriu. Da, poftim. Am obosit atâta gândind cum gândul meu nu obosi să-ți fie doar ție închinat. Cum singur nu-mi curm traiul acesta blestemat să scap de apăsarea oftatului meu greu? Cum lăudându-ți chipul și zâmbetul anume și bucle și ochi la care mă tot gândesc, nu-mi ostenește graiul, nici vorbe nu-mi lipsesc că pot o zi și o noapte să te mai stric pe nume. Cum pașii mei au încă puterea să însoțească mereu și oriunde urma și umbra țângerească, pierzând zadarnic viața spre a inimii ruină? Și dacă stric atâta hârtie și cerneală scriind de tine, dacă într-asta-i vreo greșeală, devină ea amor, nu arta mea-i devină. Să mai amintim, domnule Matei, că la galeria din Florența este și statuia lui Petrarca și o frescă cu portretul lui Petrarca. Da, am avut prilejul să le văd pe galeria interioară, galeria de sculpturi care merg și de o altă parte și de alta a colonadei. Sigur, sunt cele mai mari figuri, Dante și Boccaccio, dar și Francesco Petrarca. Iar în interior se păstrează această frescă făcută de Andrea de Bartolo di Bargilla la 1450. Deci, da, este Francesco de Petrarca, poetul iubirii. Dicționar cultural. Domnule Matei, în data de 24 iulie s-a născut naistul și flautistul Vasile Iovu. Se împlinesc 70 de ani de la naștere și este o ocazie să-l felicităm și din partea radioascultătorilor, cred, dar și din partea noastră. Sigur, să-i adresăm lui Vasile Iovu cele mai sinceri urări. Este un admirabil artist. Vasile Iovu, născut la Bardar la 24 iulie 1950, deci în ziua de ieri am plinit această vârstă, este născut în familie a Mariei și a lui Gavrilă Iovu. De la 10 ani el a studiat flautul la liceul Ciprian Porumbescu, iar între anii 67-71 a fost student la atunci Institutul de Arte Gavril Muzicescu, acum Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, la clasa de flaut și de dirijat de orchestră. Dar naiul a fost instrumentul care l-a cucerit și decisiv în acest sens a fost întâlnirea sa pe când avea 21 de ani la Vilnius în 1971 cu marele naist Gheorghe Zamfir, care l-a îndrumat și la binecuvântat pentru ca să persiste și să insiste să avanseze în acest domeniu și Vasile Iovu s-a realizat cu mare succes grație talentului său individual. Ce este de spus este că el devine primul naist profesionist în stânga Prutului, primul profesor de clasă de nai la Academia de Muzică, da, Teatru și Arte Plastice, autorul primului manual care se numește Metodă de studiere a naiului, care e destinat învățământul muzical și mediu și universitar. Area preocupărilor sale repertoriale e foarte diferită. El cucerește inimile melomanilor de la primele sale apariții, pentru că mereu caută să-și perfecționeze interpretarea, să-și diversifice aria operilor pe care le interpretează și se afirmă nu doar în Republica Moldova, ci și prin turneile pe care le face în Germania, în Japonia, în Australia, în Statele Unite, Franța, în alte țări ale Europei și ale lumii. Vasile Iovu devine cel mai apreciat artist al naiului din acest spațiu. Eu am avut prilejul să îl cunosc în tinerețe, pe când eu aveam vreo 19 ani, să mă bucur și să-l aud vorbind atunci. El e primul care mi-a vorbit, eu știam de Gheorghe Zamfir, ascultam muzică, dar care mi-a vorbit atât de cald despre întâlnirea sa cu maestru Gheorghe Zamfir. Vasile Iovu e în deplinătatea forțelor de creație, activează în orchestra folclor sau individual, compune și interpretează noi și noi melodii. Nu ne rămâne decât să-i dorim sănătate, că îi dorim rezistență și încredere în forțele proprii și în trăinicia poporului român. La mulți ani și încercăm să realizăm și un interviu cu domnia sa. Doamne ajută! Vă mulțumesc! Dialog
cultural. Maestre, stimate domnule Vasile Iovo, primiți urările noastre de bine cu ocazia împlinirii a 7 decenii de viață. Vă dorim sănătate, fericire, bucurii. Vă mulțumim din suflet. Stimate domnule Vasile Iovo, am descoperit că dumneavoastră ați studiat flautul și dirijatul la Academia de Muzică, pe atunci se numea Gabriel Muzicescu, iar naiul se pare că a venit singur la dumneavoastră. Cum a fost povestea? Vă rog să ne-o spuneți și nouă. Pe scurt aș vrea să spun, deci Nael cum a venit? Eram în clasa 10-a sau 11-a la școala de muzică, actualmente Ciprian Porumbescu, și cântam la flaut, desigur că asta a fost instrumentul meu de bază, și un prieten de-al meu cânta în ansamblu Veselie, condus de Dumitru Blajinu pe atunci, și zice, hai cu mine, că mi-e trist să merg singur la repetiții. Hai și tu. Am mers cu el, am stat, am ascultat cum cânt așa, și mă întreabă Blajinu, dar tu la ce cânti? Eu zic, la flaut. El ce nou la flaut, orchestră populară nu merge. Dar uite, am un năișor de la un meșter din Bucovina, Tudor Captaru, și uite, încearcă-l. Și nu știi că zice, văd că se suflă tot cam așa, ca la flaut, respirația o ai bună, și dacă îți prinzi cumva o să-ți placă, te iau un orchestră aici. Și uite, mi-a dat năișorul acela, peste o bucată de vreme, eu am venit la orchestră și am cântat câteva melodii la nai. El zice, da, bine, vine orchestră. Și așa a început dragostea mea către acest minunat instrument. Vedeți că toate lucrurile se fac așa dintr-o întâmplare, dintr-un ceas întâmplare. Bun. Probabil... Toate lucrurile bune se fac din întâmplare, da, sigur. Da. Într-un ceas bun a fost. Minunat, minunat. Da. De fapt, ar fi de înțeles că povestea naiului la noi, în partea asta de Prut, începe de la dumneavoastră. Cum e să fie un fel de deschizător de drumuri? Pentru că până atunci nu prea era folosit naiul prin părțile noastre. Nu, tari. Sigur. Nu, în Basarabia aproape deloc nu era. Mai cânta câteva piese Petrică Zaharia, chiar și Dumitru Blajinu cânta, fiind violonist și acordionist. Dar în partea aceea, sigur că erau naiști foarte puternici, cum ar fi Gheorghe Zamfir, Stanciu Simeon, Radu Simeon, așa și așa. Erau mai și de mult. Da, un pic, ei, mai, da, cu vreo 10 ani mai înainte. Dar aici, în Basarabia, eu am fost primul naist profesionist și mă mândresc cu lucrul acesta. Îmi pare foarte bine, dar e, știți cum, mi-a fost foarte complicat să ajung la un nivel, fiindcă nu știu nimic. Asta practic e că nu aveați de unde să luați un exemplu. Da, să... Doar că ascultam Radio București sau îl ascultam pe Gheorghe Zamfir și după aia în 71 am Gheorghe făcut Zamfir cunoștință. Aveți o poveste frumoasă. Da. Păi da, în 71 am aflat că vine Gheorghe Zamfir la Vilnius cu ansamblu Rapsodia Română și soliști, Maria Ciobanu, Ion Dolănescu, instrumentiști. Gheorghe Zamfir, Doamne, când am auzit, eu deja... îl ascultase la radio. Când am auzit, am lăsat, aveam examene de licență, am lăsat totul baltă și am zburat încolo la Vilnius. Să mă înțeles cu Zamfir. Doar să vă întâlniți. Și ce am înțeles? Că v-ați întâlnit și ați stat, nici la masă n-a fost Gheorghe Zamfir. Nu, n-a fost. Vreo 4 ore am stat la vorbă. Păi, dumnealui, când a auzit, eu vin tocmai din Basarabia pentru Zamfir, pentru dânsul. Concertul lui. Doamne, și el zice, Doamne, nici nu mă duc, stai să beau ceva, un pahar de apă. Imediat mergem în număr să vedem ce... Eu eram cu naiul și sigur că era un nai inversat, așa cum cântau stângacii. Așa era construcția naiului cea la primul care l-am avut. Ei bine, și eu mai cântam câteva melodii, chiam, hai să văd ce faci, cum cânti. Ei, bineînțeles, mult am stat, vreo 4 ore, exact, și mi-a spus atâtea lucruri, așa mi-a pus la punct niște chestiuni de astea, pur profesioniste. De unde, da, de altul nu. Și eu am înțeles că ăsta e cel mai mare naist al lumii. Atunci, ia și regele naiului. Rege, da. Și din momentul acesta eu am înțeles că mi s-a spus lucruri adevărate, clare, cum trebuie să cânti la nai. Și uite, de atunci, și când am pornit-o, Doamne, n-am putut să mă opresc, nici până în ziua de azi nu pot să mă opresc. Așa. Și știi, am crescut așa, cum se spune, ca pe drojdie. Uite, întâlnirea cu Zamfir a fost fenomenală, pur și simplu. Și după aia am mai avut multe, multe întâlniri, chiar și până în ziua de azi. Și asta mă inspiră foarte mult, știind că Gheorghe Zamfir este
cel mai mare înaista al lumii. Sunt fericit că sunt cunoscut cu el, sunt prieten. Când am realizat un interviu la Radio Vocea Basarabiei, dumneavoastră l-ați adus la radio. Da, exact, a fost el. Da, oricum, domnule Vasile Iovo, dumneavoastră nu doar ați fost deschizător sau pionier în arta naiului, chiar și în manualul didactic ați scris pentru cei care și-ar dori să studieze și mai aveți și alte volume. E vorba de culegere, de piese pentru nai și orchestră, da, programe didactice. Și vreau să vă întreb, dumneavoastră ați găsit mulți doritori, pentru că înțeleg și aceste manuale, într-un fel, pentru ei trebuiau să fie scrise. Aveți mulți învățăcei în naiului? Da, cum să spun, eu în 73 am deschis clasa de nai la Institutul de Arte Gavril Muzicescu. Și din momentul acesta au învățat la mine pleiade întregi de naiști, ca să zicem așa, de începători. Dar ei nu chiar începători, fiindcă la Academia de Muzică, la Institutul de Arte, vin deja după școli de muzică. Și foarte mulți naiști au crescut, au absolvit, care lucrează cam în toate țările. Au împânzit lumea de naiști. Și sunt naiști foarte buni, minunați, care sper ca naiul să nu se piardă niciodată și sute de ani să se cânte mult, mult, mult în spațiul nostru. Domnule Vasile Iovă, cum a fost să vă însoțiți cu naiul? Că am putea spune că viața întreagă sunteți cu naiul în mână. Ce v-a oferit dumneavoastră, iată, această îndeletnicire, să zicem, frumoasă? Doar bucuria de pe scenă sau până la scenă trebuia mult de muncit? Să știți că eu naiul nu-l las, cred că nici când dorm. Eu când merg în oraș undeva, neapărat n-a este tot timpul cu mine, fiindcă imediat mă invită cineva. Apare o situație, Apare situații, da. Că să cânt undeva, sau un concert, sau o recepție, sau... În afară de aceasta, eu când este naiul cu mine, eu simt o susținere extraordinară. Mai asta sigur este... pe dumneavoastră? Da, exact. Eu fără naiul, cred că n-aș costa prea mult. Dar uite, dacă cu naiul împreună, Doamne, eu sunt mare și eu merg așa, știi, mândru, fiindcă naiul mă susține. Da, este o parte a sufletului meu, naiul de acum. Vedeți că are o formă ca o coastă, da. Deci când o pui, parcă rup ceva de mine. Da. Apropo, dar de unde faceți dumneavoastră rost de acest instrument? Păi te-am văzut, ele sunt diferite, mai mari, mai mici. Da. Probabil sunetul e diferit la fiecare. Sigur, sunt naiuri alto, naiul tenor, bariton, bas. Sunt diferite după mărimea lor. Și naiurile, spre exemplu, tenor, sună mai grav, poți cânta doine, balade, mai profund, așa, cu sunetul mai grav. La naiul obișnuit, din 3 octave. Deci cântăm absolut tot, dar sigur, după sonoritate, sunt absolut diferite și eu am vreo 11 naiuri acasă și toate sună diferit. Și de unde le luați? Aveți meșteri care le fac? Da, v-am spus, primul nai a fost din Costiceni, Bucovina, de la Tudor Captaru, care mi l-a dat blazinul. După aceea, mi-a făcut și Lubomir Iorga câteva naiuri, așa, care Dumnezeu să-l ierte, și Pietrică Zaharia, care era meșter, era fluierist foarte bun. Le făcea foarte bine. Cele mai sonori erau naiurile lui Pietrică Zaharia, pe care cânt în ziua de azi. Naiul principal este al lui Pietrică Zaharia, în rest, este un meșter la București foarte bun, Ion Preda, care face naiuri pentru toată lumea, de fapt. China, Japonia, Australia, toată lumea e împânzită din naiurile lui. Dumneavoastră, nu doar muzică populară cântați, ați mers mult mai departe, în muzica simfonică, în decameră, în muzica ușoară. Da. Aici vroiam să vă întreb, cum vi se puneau notele pe tuburile naiului? Mai ales că am înțeles că fiecare tub este învelit cu ceară și de asta depinde probabil sunetul naiului, așa-i? Da. Naiul este acordat în sol major. Și este diatonic. Dar vă dați seama, cum să iei diezii, bemolii? Deci pe același tub trebuie să iei câteva note, să închizi un pic tubul și atunci sună mai jos, mai sus, mai... E foarte complicat. Deci naiul este cel mai greu din instrumentele de suflat. Și fizic, dar și, cum să spun, e un instrument foarte simplu, cu niște tuburi înclete, câteva tuburi. Și cânti cu ochii închiși, că doar nu vezi, ca la alte instrumente, are clape, ca flautul la care a terminat, și clarinetul, și altul. Și ai apăsat pe clapă.
aceeași ai nota respectivă. Dar aici trebuie să merești tuburile astea ca ochii închiși. Deci trebuie muncă. Am muncit atât de mult când curgea sânge din buze pe tuburile naiului. Când mă uitam, erau curgea sângele așa în jos. Deci numai așa poți să ajungi la ceva. Acum îmi dau prea bine seama. Am fost un fanatic și sunt fericit de mine. Mă bucur că am fost fanatic. Că am fost muncit ca robu. Dar numai așa poți să faci ceva, să realizezi. E un mare lucru. Le doresc tuturor să fie așa. Atunci s-ar face lucruri mari. Și am încercat, după cum ați spus, toate genurile de muzică. Am cântat muzică. Eu, asta e că vă stă și în cămașă populară și în frac. V-am văzut, vă vedem. La Papion chiar am avut. Exact. Eu cântând am învățat doar școala cu muzica clasică. Am absolvit-o după aceea la Institutul de Arte același lucru. Dar naiule așa pe lângă toate lucrurile acestea. Și, deci știind muzica clasică, cunoscând-o, am abordat și genurile acestea. Muzică clasică, după aia muzică ușoară. Mare curaj ați avut. Cum să spun, și curaj, dar și multă muncă. Că nu, chiar la naiul ăsta, naiul primitiv, care câteva tuburi încleiate așa mai departe, poți să cânti toată muzica. A demonstrat-o și Gheorghe Zamfir, absolut minunat. Și după aia, fiind prieteni, noi ne întâlnim foarte des. Mi-a arătat atâtea lucruri că, și ascultându-l, eu parcă prindeam la curaj și după aia făceam și eu același lucru. Asta a fost ca un fel de catalizator. Omul meu de suflet. Și eu mă gândeam deseori cât de fericit sunt eu că dascălul meu sau metrul meu este în viață. Da, și eu pot să stau să cânt împreună, să stăm împreună sufletești, să cântăm, să discutăm. Asta e un lucru de mare fericire. Domnule Vasile Iovu, maestre, vreau să vă zic încă o dată la mulți ani. Dumnezeu să vă păzească, să ne dea sănătate, iată, în această perioadă atât de complicată, dar sperăm că o trecem și că ne mai întâlnim în sălile de concerte, oriunde, acolo unde să curgă această muzică de pe tuburile naiului dumneavoastră. Da, vă mulțumesc. Mulțumesc mult și sperăm să trecem peste nevoia asta și să ne întâlnim cât mai des în sălile de concert. Vă mulțumesc! Hora Staccato de Grigoraș Dinicu, una dintre cele mai faimoase piese de muzică românească, alături de Rapsodia Română numărul 1 și numărul 2 și de Ciocârlia lui George Enescu, de Balada lui Ciprian Porumbescu și de Valurile Dunării a lui Iosif Ivanovici. La nai, maestrul Vasile Iovu.
Ora de cultură cu Maria Bulat Saharneanu. Fără steag de cultură, poporul e o gloată, nu o oaste. Nicolae Iorga.